6 membri ai unei grupări infracționale au fost reținuți de oamenii legii fiind suspectați pentru că au atentat la viața și sănătatea unui bărbat. În urma investigațiilor efectuate de către poliție s-a stabilit că, la baza motivului răfuielii, ar sta o pretinsă datorie financiară pe care victima până în prezent nu a achitat-o. Cei 6 membri ai grupării criminale au vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău și ai raioanelor Orhei și Rezina, fiind anterior condamnați pentru comiterea infracțiunilor grave și deosebit de grave. Astfel, la data de 20 august curent, membrii grupării, aflându-se în Orhei, sub pretextul reglerilor de conturi față de victimă, care la rândul său este membrul altei grupări criminale, anterior condamnată pentru infracțiuni similare, intenționat i-au aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele, iar ulterior, lovindu-l cu o bâtă din lemn, i-au provocat leziuni corporale periculoase pentru viața și sănătatea acestuia. 5 suspecți au fost arestați pentru un termen de 30 de zile, iar în privința unuia este aplicată măsura obligatorie de nepărăsire a localității. Măsurile aplicate au fost decise de către judecătoria ciocană. Dacă vor fi găsite vinovate de săvârșirea infracțiunilor incriminate, persoanele bănuite riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani. Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere conform legislației în vigoare.